acolo vecina cu aspiratorul în curte. Am mai văzut, dar chiar așa cu aspiratorul în curte. Mă duc să văd. Iată soțul mi-a cumpărat aspirator. Așa este de ușor. Mă faci să râd. Abia acum ți-a cumpărat și ție soțul aspirator. Vecina, în ce ieră trăim? Da, abia acum. Nu văd nicio problemă aici. Nu vreau să mă laud, dar eu de când am aspirator în casă, ce-i drept, niciodată nu am strâns frunzele cu el. Păi, acesta este un aspirator special pentru curte, vecina. Păi și la mine aspiratorul este multifuncțional. Mă duc să strâng și eu frunzele. Gospodină e ea. Dar eu ce, nu-s gospodină? Am și eu aspirator. Mă duc în curte să strâng frunzele ca o gospodină adevărată. Acuși nu vă mai putea de ciudă. Îi pare ei că ce este cea mai din această uliță. Mă vede? Ce secretoasă este! Uite ce nu-mi place mie la oameni! Știu un secret, gata, țin pentru ei! Ce nu putea spune vecina? Cu aspirator obișnuit, poți să strângi frunzele în curte! Să fie și mie un pic mai ușor! Nu, ea știe secrete, ține doar pentru ea! Nu cumva cineva să-mi treacă! Dar trebuie mie sfaturile ei? Sunt eu foarte deșteaptă! Tare repede mă prind! Ce se aude? Și vecina și-a cumpărat așa aspirator? Bravo ei! Aspirator! Dar ce s-a întâmplat? Nu funcționează! Cum ai a mie, că de la mine nu! Am stricat aspiratorul! Ce am făcut eu? Mi-am trebuit mie mândrie, na, gata! Am trecat aspirator de 1000 de lei! Care 1000? Eu am dat 3000 de lei pe el! Ce ai pățit, vecina? De ce plângi? O să nu plâng! Am stricat aspiratorul, l-am ieșit și eu în curte așa ca tine să strâng frunzele. Ce m-a stricat? Păi, vecina, acesta nu este aspirator pentru curte! Al meu este special! Stai, privește! El nu este conectat în priză! Iată care este problema! Funcționează! Privește! Yeah!